Pe primul loc, după punctaj, s-a clasat Clubul Sportiv Ardex cu un proiect pentru tenis de masă care a primit 30.000 de lei. Diferența de bani până la 600.000 de lei a fost alocată către FC Botoșani. Banii care au fost repartizați din bugetul local pe legea 69 sportului de performanță au fost alocați către un club de tenis de masă care este în divizia națională, divizia A, Ardex, iar diferența de bani și marea parte a sumei a mers către FC Botoșani, către echipa orașului. Da, cred că este depus o contestație, Comisia de Soluționare și va intra în rol. A mai depus dosar pentru finanțare un singur club. Asociația Sportivă Ecologistul, spun reprezentanții primăriei, nu au obținut punctaj suficient, nefiind încadrați la sport de performanță. Reprezentanții asociației au fost de altă părere și au contestat decizia. Au cerut 40.000 de lei. Noi am în contestație, am explicat cu nume și prenume. Am 3 jucători care sunt promovați și joacă la Liga a 3-a, care e o competiție națională, și 2 care sunt la AFC Botoșani, care e la Superliga Română de Fotbal. Aceștia, unul din ei, Răuțu Adrian, a terminat junioratul și i-a făcut fișier contract pentru 5 ani. Și a fost dat la Rădăuț, acum să joace pentru, sper că el o să fie următorul care o să-l vedem, botoșânean, care o să fie în echipa mare. Mai avem la juniori, la grupa domnului Chirilă, Andrioai Cosmin, iar un copil care e de 4 ani la ei, joacă titular. Iar la Liga a 3-a avem pe Ursul Mădălin, care e la Darabani. Și din punctul meu de vedere, și a nostru, a clubului, cred că astea sunt criterii de performanță. Regulamentul prevede ca asociațiile de pe primele locuri să primească întreaga sumă solicitată în limita fondurilor alocate de primărie. Asociația Ecologistul împlinește în 2024 20 de ani de existență.